După ce am efectuat o inventariere a patrimoniului cultural istoric din Republica Moldova, am constatat că satele sunt pustii, deci sunt depopulate, hemoragia socială este ridicată. Și atunci m-am gândit ce aș putea face pentru această țară ca să o renaștem, să o restartăm. Și am pornit acest proiect Renaștem Satele Moldovei. Prin exemplu propriu am achiziționat o căsuță care vreau să o muzific în aer liber, Muzeul Ţăranului din Molovata Noua. Pe lângă acea căsuță sunt și aceste case minunate, bijuterii arhitecturale care doar în raza de 360 de grade, toate sunt în vânzare. Ne dorim să o cumpărăm, să o restaurăm și să o muzificăm. Iar Molovata Noua să fie o a doua destinație turistică după Orhiei Vechi.